Înfloresc grădinile, șerui ca oglinda. De data asta chiar e ca oglinda, stați așa. Stați așa să așezăm pizda. Bă, băieți, iar la un gol, mă, iar la un meci, la ce dracu a fost el? Stai să fixăm camera luminilor. Dacă cade, cade. Bine v-am găsit pe această cale. Este o nouă zi magică, plină de magie, plină de acea magie. 22 martie 2024. Alături de dumneavoastră, alături de președintele nostru, vă propun un nou căcățel. Poate chiar iese bine treaba. Poate nu ne mai apropiem la un gol, la un eveniment, că deja fac febră tifoidă în plăci. Bă, băiatule, mereu, mereu foarte aproape și niciodată pe departe. Ca să zic așa, niciodată cu bani în buzunar. Este distrugere totală, este o dramoletă fără sfârșit, mai ales că frumoasele mele surse, majoritatea lor, care sunt de pe aceeași platformă, în același format, pe același calapod și întreținute de același dement administrator, au căzut. Sunt niște probleme de server, eroare de tip 500, clar, site-urile sunt un pic defuncte, momentan. Poate revin la viață mai târziu. Sunt probleme de ieri, așa că nici măcar variantele mele, bazate pe statistica mea, în grupulețul meu magic de WhatsApp, unde vă chem mereu, nici măcar pe alea nu pot să le fac. Astăzi, așa cum am făcut și ieri, iarăși voi construi niște plezneli. Toate biletele mele, cele 6 din grup, am stabilit cu băieții. Bă, nu jucăm deloc sau facem niște plezneli? Vreți niște plezneli de la mine totale? Ca astea de pe YouTube, iată, care sunt tot experimente, adunături, cum v-am tot povestit. Și băieții au zis, fă-le mă la plezneală, dă-le-n pula mea. Hai să vedem cum e și cu plezneala. Am încercat ieri ceva, ne-am apropiat pe unele, mai puțin pe altele. O să construiesc și astăzi, voi construi 6 plezneli. Cu numele, sub numele biletelor botezate frumos de pe grup, da? Cheia cu 10 meciuri, varianta plezneală, maleu, varianta plezneală, triumf, varianta plezneală, biletele cu 12 meciuri zise noi din weekendul trecut, tun și click, iarăși, varianta plezneală, pentru că n-am de unde să le formez dacă site-urile astea nu merg. Și bineînțeles cel mai lung bilet al meu la care încă lucrez la o plezneală, da? Varianta plezneală de venirea mormanului. Vor fi 23 de evenimente adunate după instinctul meu solar. Ia uite, s-a făcut întuneric când am zis solar. Dragii mei, dacă vreți să veniți totuși pe grupul ăsta, în speranța că serverele se repară, serverile vor merge din nou și voi putea construi variantele cu mare aplomb și mare armonie și în continuare. Dacă vreți să veniți pe grupul ăsta privat de WhatsApp, să ne petrecem cu aceste 6 bilete grele, complicate, periculoase, zi de zi, scrieți-mi pe WhatsApp la 0745 70 80 08. Bă, dar soarele ăsta mă întunericește definitiv. Așadar și prin urmare, e o nouă zi și o nouă aventură. Uite că experimentul de ieri cu 33, așa cum a fost el, la un gol, ultimul meci. N-a vrut să fie 1x, nici de-al dracu, s-a terminat 0-1. Așa e viața, mă curge și mucul, n-am șervețel, futu-s morții, măti. Asta e, sunt răcit copza, sunt răcit vioară, sunt răcit pian. 50.26 este cota totală pentru astăzi cu 10 evenimente. Primul își dă startul foarte, foarte devreme la prânz acum, după prânz, 13.30, calificări campionatului european U21, under 21, dar după aceea totul se întâmplă după orele 20 sau de la orele 20 încolo. Da? Următorul meci, al doilea din 10, începe diseară la 8 fix. E vreme să-l faceți, să-l construiți, 2.650.000 de ori până atunci. Dar dacă vreți să-l apucați cu totul, integral, cu toate 10, faceți bine și băgați-l și pe ăsta de la 13.30, da? Luați un pixuleț, luați un creionaș și haideți să le așezăm pe bilețuc. Poate e cu noroc, poate e cu baftă, poate se întâmplă o întâmplare. Începem cu calificări la campionatul european U21, ăla de anul viitor, 2025, da? Și avem două meciuri lucruri de acolo.
de așezat pe bilețelul experiment al zilei de azi. O zi de vineri însorită, înfloresc grădinile cerului ca oglindă. Da, putu-ți morții, mătii, să nu-mi meargă mie site-urile, bă, băiatule, să nu pot să formez eu bilețelele mele cristaline, minunate și superbe. Calificări, da? Campionatul european U21, tineret sub 21 de ani, under 21. Sunt învudat ca dracu, deci dacă și așa sunt, vorbesc eu nazal de obicei, dar acum cu mucul nas, futu-ți morții, mătii, cu rinita, mătii. Belarus U21 este primul meci pe care îl luăm în seama astăzi, versus Grecia U21, tineret sub 21 de ani, under 21. E o treabă unde punem doi solisti. Selectăm victorie de oaspeți pentru Grecia U21. Ăsta cred că e primul meci, se joacă acum la 13:30. Mam. Florin Salam. Luxemburg U21 au de asemenea luptă cu Serbia U21. Mai băgăm un doi solist pe bilețel. Victorie de oaspeți pentru Serbia under 21. Tineretul lupește, tineret sub 21 de puli. După treaba asta cu calificări la campionatul european 2025, tineret, U21, ne băgăm în Austria, amatori, Regionalliga Est, la mare tăvăleală între Marchfeld și Wiener Victoria. Unul solist câștigă Marchfeld. E o cotă de 2 care sper să ne aducă mult noroc. Ai și prin Franța Națională la Orléans versus Cholet, să selectăm un mare unu solist, victorie de gazde pentru Orléans, Union Sportive Orléans, unu solist pentru ei. Pe urmă SAS Épinal se duelează cu Dijon, punem 2 plus peste 1,5. Mai selectăm un ultim eveniment de aici din Franța Național, Martigues, au tăvăleală cu Avranches, la cum sunt eu de înfundat, să-mi bag pula. Și câștigă gazde, unul solist pentru Martigues, cred că e o cotă de 1,80 că vor câștiga Martigues, câștigă meciul, unul solist pentru Martigues. Doamne Dumnezeule! Slovenia 2.snl în continuarea bilețucului, Gorița sau Gorica, cum îi găsiți în aplicații, se vor lupta de mama focului în această zi primăvăratecă cu cei de la Cârca, KRKA, și nu îi ținem în cârcă foarte mult pe oaspeți pentru că ne bazăm pe gazde. Unu solist câștigă Gorița, acest meci indubitabil superb. Amical internațional cu românei noștri penibili, Românela are duel cu Irlanda de Nord, așa de amiciție. Punem pe o cotă de 1,80, unu solist pe bilet. Faptul că România va câștiga acest meci amical, ferească Dumnezeu. Să vedeți cum îi bate Irlanda, că nici la amicale nu suntem buni. Hai, poate vedem o reușită pentru băieții noștri. Să-mi bag pula. România, unul solist în bătălia asta amicală cu Irlanda de Nord. Băi, am mucul nas. Chile, Primera División. Uite, apar și ei pe bilet cu un penultim duel în biletul de astăzi. Să facem cota asta de 50.26. Union La Calera au tăvăleală cu Universidad Católica. Punem pe bilețuc 1x. Șansă dublă de gazde. Union La Calera sau egalitate la final de luptă. Și închidem toată bălăria, frecangeala cu înfloresc grădinile cerui ca oglinda. Închidem tot spectacolul zilei de astăzi cu Columbia Primera A. Patriotas Boyacá se duelează cu Junior Barranquilla. Selectăm pe bilețucul nostru magic un mare X2, o șansă dublă de și anume oaspeți. Câștigă Junior Barranquilla sau se termină totul într-o mare, mare egalitate. Cam ăsta este bilețucul, cam așa arată el și poate succesul, norocul va fi de partea noastră. Mă duc să îmi curăț căile nazale, ca să nu zic suflu mucii. Și ne vedem fără mucozități și în episoadele următoare. Vă mulțumesc pentru atenție.
dacă vă place totuși ce se întâmplă pe aici, așa, în dorul Eli sau nu, dați-mi și mie un like, abonați-vă la canal, selectați-vă clopoțelul să primiți toate notificările din partea mea când postez ceva, să vă apară pe ecranul telefonului imediat de veste din partea YouTube. Și dacă totuși chiar apreciați din toată inima voastră, luați linkul de YouTube al episodului sau al canalului și împărțiți-l cu prietenii. Să vină cât mai mulți aici alături de mine, de noi, să fim împreună pentru Românela, împreună pentru președintele nostru. Dați și voi un share la canal, pe WhatsApp, pe Facebook, pe Instagram, pe Telegram, pe TikTok, habar n-am. Să vină cât mai multă lume în dileala asta semicronică cu pariurile sportive. Întotdeauna rețineți că sunt bilete grele, periculoase și așa vor rămâne pentru totdeauna. Permanent, etern, ca să nu fac chiar cel mai mare pleonaz. Vă pup dulce, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți în continuare aici și cu mine. Ne revedem și dățile următoare. Ce dracu mai pregătim, ce mai încercăm, ce mai putem, vom mai încerca. Bă, băiatule, deci mie nu mai merg site-urile, băi frate, nu pot să-mi formez biletele mele din grup. Vă chem și acolo, 0745 708008, dacă vreți să încercăm împreună niște chestii dubioase, demente și periculoase și negarantate. Dubioase în sensul că nu prea ies. Sunt foarte greoaie, foarte complicate, dar și când le vom lovi, le vom lovi. Eu sper să-și repare nenea ăsta serverele și să meargă site-urile din nou, ca eu să îmi pot forma conform statisticii cele 6 bilete magice. Gata, v-am zis destule, ne revedem!